Pe un picior de plai, pe o gură de rai, mării se întâlniră și în drum se opriră trei turme de miei, cu mulți ciobanii. Ce ziceți, domnul Cașei? Care-i problema? La apus de soare, vor să mi-te omoare. Măcar să fi fost deștepți. Minimum 6% vorbe de luni până vineri. 11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM. Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. A fost un weekend interesant. Au fost două zile în care am avut cu ce să ne delectăm. Steaua își transferă toată echipa, vorba unui coleg, în această perioadă. În vreme ce Manchester United pierde, de fapt nu pierde, câștigă, bate record după record. David Moyes a reușit să ne răspundă la întrebarea pusă la Radio Erevan. Poți pierde în câteva luni ceea ce a câștigat predecesorul tău în 20 de ani? Răspunsul este da. Deci Manchester United a ajuns să înregistreze următoarele recorduri. David Moyes pentru Manchester United, actual manager. Prima înfrângere pe teren propriu cu West Bromwich Albion din 1978. Prima înfrângere acasă cu Newcastle din 1972. Prima înfrângere acasă cu Everton din 1990, cu Swansea. Trei înfrângeri la rând, trei înfrângeri consecutive. Și, bineînțeles, de dată recentă, prima înfrângere în Premier League în fața lui Stoke City și, de fapt, prima înfrângere în fața celor de la Stoke City din 1980. Încă acesta este David Moyes. Da, acum am văzut mare parte a meciului cu Stoke, am văzut Premier League în acest weekend, o țurcă. Deci Manchester United într-adevăr a ajuns la nivelul lui ASEA Târgu Mureș ca fond de joc. Este absolut lamentabil ce se întâmplă acolo. Dar Liverpool, de exemplu, pe care am văzut-o la West Bromwich Albion jucând, dacă ar juca în stilul ăsta, nici măcar în campionatul Belgiei nu cred că ar rămâne în prima ligă. Deci era o țurcă, Dumnezeule, la West Bromwich cu Liverpool, mai rar așa ceva. Bă, mai rar. Deci hai să fim serioși. Într-adevăr, Arsenalul este fabuloasă. Deci Arsenalul joacă 90 de minute ca la PlayStation. Deci să nu mai pase. Da? Să nu mai pase, echipa nu stă nicio secundă. Să nu mai pase o murișcă de pasă scurte. Cele mai multe dintre ele sunt pase la 2 metri, la 3 metri. Dar jucătorii nu fac altceva decât să găsesc din prima. Deci este imposibil de rezistat în fața unei astfel de echipe. Este o murișcă de fotbal. Pasează non-stop, deplasează mingea, deplasează terenul, își deplasează adversarii. Ați văzut cum se juca. Celelalte, da, într-adevăr este o țurcă. Eu n-am văzut un meciu încriminat de Mourinho cu Premier League în secolul XIX, nu l-am văzut Chelsea cu West Ham. În orice caz, Manchester United și Liverpool n-au jucat absolut nimic în acest weekend, absolut nimic. Deci cu fotbalul ăla, chiar că n-ai niciun, n-ai ce să protestezi, tată. Deci erai nul, absolut nul, nul. Da, deci la fund de joc erau Concordia Chiajna. Nimic, nimic, deci nu trebuie să fie antrenor, nu pot să-mi imaginez. Da, ce s-a întâmplat acolo, absolut oricine, Narcis Drejan, cine vreți voi, da, Rudelo Breja, oricine ar fi în stare să conducă în asemenea hal, bineînțeles, echipa. Deci așa de prost nu trebuie să fii moi să câștigi sute de mii de lire pe săptămână, parcă l-aud pe Mateș și era cu lirele lui pe săptămână, nu se poate, mai jos de atâta n-ai cum. Bineînțeles, nici adversarii nu jucau nimic, mă. Bă, deci m-am uitat la West Bromwich cu Liverpool, bă, 10 minute la un moment dat pe final, n-au reușit să pună mingea jos. Erau numai lumânări, săreau la cap, sărea mingea din ei ca din dulap. Da? Era ceva înfiorător. Dacă ăla e fotbal, nu știu dacă Mourinho s-a uitat, am asigur că sunt indulgenții ăștia care se uită la Premier League de atâta timp și care, într-adevăr, au impresia că, sau și-au deformat impresia, sunt ca Mihaela Rădulescu. Au impresia că sunt altcineva. Uitându-se la meciurile astea, iau impresia că, de fapt, se joacă fotbal, nu se joacă nimic.
În meciurile astea, cel puțin, Arsenal, într-adevăr, și-a ținut rangul, a practicat un fotbal halucinant cu Crystal Palace, de fapt, cum joacă ei de fiecare dată, acolo chiar nu te plictisești. Și mingea nu stă nicio secundă. Dar jucătorii sunt în permanentă mișcare, bun și Crystal Palace, echipă bună, a stat bine în teren, a ieșit impecabil și cu scorul, că nu putea să scape fără două babe, era clar. Dar ăla, da, ăla este un stil, într-adevăr, acolo se vede că i-au lucrat. Adică au un stil care seamănă cu Barcelona anilor buni, unde se juca fotbal, mă sigur, la Barcelona cu amendamentul că ăla era tot un truc, pe când la Arsenal e ca lumea. Au teren bun, au stadion, au, bă, acolo sunt toate condițiile pentru fotbal. Ăștia la alții au bâșbâială, de altfel ce vrei. Uită-te pe clasament, sunt 15 puncte între Arsenal și Manchester United. Și ăsta cred că e un record. Nu știu dacă au mai fost vreodată la stadiul ăsta al sezonului 15 puncte. Nu, este o echipă care tocmai din acest motiv nu a pierdut niciodată Liga Campionilor, pentru că nu s-a clasat mai jos de locurile 3-4. Diferența asta nu s-a mai înregistrat. Putea fi și mai mare. Da, bineînțeles, păi va fi mai mare. E logică. Deci uite-te, uitându-te numai la joc, e suficient să te uiți, dar la weekendul ăsta să te fi uitat la meciul și dacă la sfârșit întrebai, bă, câte puncte intră astea? 15. Bă, e logic. Da, deci este absolut firesc ce se întâmplă. Ama, sigur că eu l-aș fi dat afară după meciul ăsta pe Mois. Deci, dincolo de toate discuțiile pe care le-am avut noi, că bă, trebuie lăsat, că sigur că e un sezon de tranziție, nu o să poate așa ceva. Și să joci în halul ăsta este ceva cu o echipă, vorba aia, de mega Ajami. Stoke City e o glumă de echipă. O glumă de echipă. Bun, au un pic de angajament. N-au nicio treabă cu fotbalul. Da? Nicio treabă. Și totuși au avut 10 ocazii cu Manchester United. Puteau să le dea o grămadă de... O glumă de echipă, dar dovadă că era în retrogradare în Premier League. Am văzut, nu câștigase niciun meci în ultimele 5. I-a bătut, bă, pe Manchester United, fără probleme. Să vedem câte puncte și ce loc vor ocupa ăștia lui David Moyes până la finalul campionatului și câte puncte se vor înregistra între prima clasată și... Da, deci era, acum ne dăm seama, era Dumnezeu, săr Alex Ferguson, într-adevăr, era Dumnezeu. La el nu se discuta. Da. Bătea pe Stoke City dublă manșă, evident, cum de altfel le-a și bătut în toate campionatele. Nu discutai. Bă, nu făceau ei mare spectacol. Bă, dar câștigau. Câștigau toate meciurile cu toate echipele mici, tur, retur, nu era nicio problemă. Că te bătea 94, că te bătea 95. Și ar dori suporterii lui Manchester United numai goluri, minutul 95 acum. Dar nu mai vine niciun, tată. La minutul 95 are adversarul o ocazie, eventual. Asta e tot. La revedere, la nicio fază. Da, nici măcar o posibilitate. Au mai fost câteva îmbâlbâieli prin careu acolo, că sigur că aia aglomerau careul la final de frică să nu cumva să ia golul, deși nu era niciun pericol în teren. Altfel nu se năștea nici măcar pe final niciun fel de ocazie. De locul lui David Moyes este că mai sunt de la locul 8 în jos și echipe mai slabe, cel puțin până acum. Dar Newcastle îi poate depăși pe cei de la Manchester United și poate ajunge pe locul 7. La fel și Southampton, tocmai pentru că se întâmplă ce ziceai tu mai devreme. Nu joacă nimic echipa de asta de la începutul sezonului. De asta și spuneam că e de dat afară David Moyes. Da, e clar. Nu se pune problema să ai răbdare cu el. Clar, nu are ce căuta, nu-și merită locul în momentul de față. Și să-l lași acum... Să revină și să construiască ceva. Păi când să mai construiești după ce ai adus echipa în pragul retrogradării? După ce ai pierdut o grămadă de bani. Deci clar nu vor prinde cupe europene în acest sezon. Tottenham peste ei ca joc, Everton, Liverpool, Chelsea, nu mai vorbesc, Manchester City și Arsenal. Astăzi e meciul cel mai interesant al etapei. Poate ne mai salvează ăsta. O să vedem ceva la măcar un scandal la Manchester City cu Chelsea. Eu asta vorbeam și cu Ducu Hâncu dimineață. Mă aștept la scandal. Mourinho, știți că atunci când nu poate juca echipa cu succes în fața adversarului, joacă el de pe margine. Da. Deci o să facă precum bine, Manchester City nu e o echipă dezamăgitoare. Deocamdată nici ca rezultate, nici ca și clasament în Premier League. În mod normal ar trebui să fie un meci spectaculos ăsta, pentru că City joacă în ultima vreme.
ar trebui să câștige și să preia primul loc în Premier League. Meciul se joacă la Manchester. Sunt acasă, normal trebuie să câștige cu Chelsea, îndepărtează la 6 puncte pe Chelsea, ceea ce sigur că nu este încă un ecart definitiv, dar ți-am spus, e logic. Deci primele două poziții, City și Arsenal, dacă City câștigă astăzi, sunt logice. Dar Arsenalul este o minune de echipă. Într-adevăr, nu are jucători de mare clasă, asta știe toată lumea, n-a avut niciodată, dar ăștia pe care are sunt remarcabili, adică sunt într-un sistem, e unsă pur și simplu echipa. Și acolo nici nu mai contează că marchezi 4, că marchezi 5, că nu marchezi niciunul. La un moment dat exista chiar și spectrul unui 0-0 cu Crystal Palace, pentru că ea stăteau bine în teren, dar echipa așa a văzut de joc, deși au jucat din primul minut până în minutul 90 la fel. Da, își fac exact datoria, ăla este planul lor, dar nu contează foarte mult adversarul, ei joacă, tată. Asta e. Deci acolo când te duci la stadion, nu numai rezultatul este important la un meci de fotbal. Rezultatul este important pe durată lungă. Într-un meci nu contează chiar așa de tare că ai câștigat sau n-ai câștigat. Dar dacă vezi că joacă, există bucuria asta de a juca, fazele, tot timpul jucătorii sunt în acțiune, chiar și o contraperformanță este digerabilă, pe când așa știi cu 1-0 sau cu 2-1 nejucând absolut nimic, enervezi publicul, se adună și în momentul în care echipa are un rezultat prost, ăla erupe. Așa se întâmplă și spun, bă, dar las că nici atunci când am bătut nu știu pe cine, n-am jucat nimic. Ceea ce la Arsenal nu este valabil. La Manchester City sunt jucători de altă clasă, totuși un pic mai bun decât la Arsenal. Și ăștia sigur că reușesc să joace ca lumea. Joacă pur și simplu din ambiții, sunt motivați financiar. E secundară chestiunea antrenorului. Cum e și la Barcelona, cum e și la Real Madrid, unde antrenorul nu e nemaipomenit de important. Da? Contează în primul rând jucătorii, clubul, un club de genul ăsta, într-adevăr, contează. Da, știi ce ai de făcut, joci la Real, ai motivația intactă, practic, nu contează că îți vine Ancelotti sau îți vine Hitzfeld sau îți vine Capello sau îți vine Mourinho, cam toți au făcut același lucru la Madrid. Realul n-a fost niciodată o echipă supersonică, să spui ca joc. Mai câștigau, îi prind un 4-1, un 5-1, un 6-0, asta cu oricine. Contează cine e antrenor, atâta timp cât sunt jucătorii ăștia, da. N-au avut un stil al lor aparte, să zici cum a fost la Barcelona ăla, mingicărea la aia, care acum a cam dispărut odată cu venirea lui tata Martino. Și ăsta e un fel de Mois, tata Martino ăsta. Adică dacă îl duci pe ăsta în Premier League, e vai și amar de capul lui. Din fericire, la Real Madrid oricum vei fi dat afară și dacă câștigi Liga Campionilor, cum s-a și demonstrat în trecut. Da. Și dacă realizezi eventul în Spania și câștigi Liga Campionilor, iarăși vei fi dat afară, acolo nu poți rezista din cauza mâncătorii. Prin urmare, de seară o să aveți un meci foarte, foarte interesant. Manchester City, evident, favorită, joacă și acasă. Ați văzut ce se întâmplă cu adversarele lor pe da, City of Manchester așa, Stadium. Nimeni nu scoate punct acolo. Iar Mourinho nu va suporta una ca asta și îl veți vedea agitându-se pe marginea terenului. E de văzut. Poate și calitatea meciului sper să fie alta decât ce am văzut noi în acest weekend. Rămâne de văzut, așa cum spuneam, de seară. O să discutăm mâine, după pauză. Una este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. În cazul lui David Moyes nu există nici măcar speranța pentru mine că ar putea fi trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Cum se va întâmpla cu Adrian Mititelu? Adrian Mititelu, omul care a potopit justiția cu plângeri, întemeiate cele mai multe dintre ele, la adresa colegilor dumnealui de breazlă din lumea fotbalului, s-a trezit și el acuzat acum de neplata impozitelor la salariile jucătorilor și angajaților, creând un prejudiciu de vreo 3 milioane de lei. Probabil că are mai multe dosare, ăsta e unul dintre ele. Eu cred că acuzația este nedreaptă. Sau în orice caz, prost formulată. El ar putea fi acuzat mai întâi de neplata salariilor și abia după aceea de neplata impozitelor. Corect. Că el n-a plătit nici salariile, nici impozitele aferente salariilor. Da, e un fel de Dan Diaconescu, mai puțin talentat.
Da, în esență sunt cam din același aluat. Ăla tot așa stăteau lucrurile. Și ăla se plângea de orice, se plânge de orice, dar el nu vedea, de fapt, că pornea de la el toată problema. Da? El întâi nu plătise, el întâi nu își onorase angajamentele, după aia, sigur, alții erau de vină. Da, evident, numai că primul vinovat era el. Să vedem acum dacă nu cumva va intra și el, datorită modificărilor codului penal și codului de procedură penală, va intra și el tot la școala de corecție în loc de închisoare. Cum spun mulți comentatori că se va întâmpla cu indivizii implicați în dosarul transferurilor. Unii susțin că îi avantajează, că faptele se vor prescrie acum pentru cei mai mulți dintre ei. De pildă, pentru George Copos, pe vechiul cod, prescripția intervenea în 2018. Pe noul cod s-a împlinit din 2008 și procesul a trenat. Pentru Meme Stoica, prescripția era fixată pentru 2016, pe noul cod 2006. Pentru Borcea, pentru 2020 era fixată prescripția, acum a intervenit în 2010. Acea situație se aplică și în cazul celorlalți inculpați, adică frații Becali, tata Jean, Gică Popescu și Gigi Nețoiu. De altfel, o comisie de specialitate a tot analizat dosarele și a constatat că cel puțin 500 de deținuți se califică pe noul cod penal pentru eliberare. Așa că, atenție cei care circulați cu mijloacele de transport în comun, printre care și noi, le mai folosim din când în când, iarăși se vor umple de controlori, să le spunem controlori și nu altfel, dar ăia care nu te controlează la portofelul electronic, te controlează la portofel. Adică genul ăla de controlori vor fi eliberați din închisoare acum. Iarăși județul Vaslui, care a fost depopulat, pentru că jumătate din bărbații județului au intrat pentru viol la închisoare, spre bucuria femeilor de vârsta a treia din județ, vor fi eliberați. Poate și câțiva criminali, cine știe. În orice caz, conform noului cod penal, faptele astea nici nu mai există, practic. Evaziunea fiscală, înșelăciunea, frauda, vor fi considerate contravenții, nici măcar infracțiuni. Deci puteți fura, stimați contribuabili, cât doriți, de acum înainte. Sigur, dat fiindcă nu aveți relațiile suspușilor zilei, s-ar putea totuși să vă alegeți cu dosare, dar nu vor fi prea spre pedepsele, așa că nici mititelul nu cred că are de ce să se îngrijoreze foarte tare. Evaziune fiscală, până se termină procesul, fie se va prescrie, fie pedepsa practic o să dispară. Va primi o mustrare. Asta vor primi, mustrări scrise acasă, și alea scrise foarte politicos. Adică, stimate domnule Adrian Mititelu, vă rugăm să vă cereți scuze public pentru faptul că ați înșelat și prejudiciat stat. Probabil asta înseamnă noul cod penal. Da, vei să știi că sunt anumite amendamente importante. De exemplu, dacă nu ești recidivist, deci ești un găinar la prima abatere penală, îți este favorabil acest cod. Pentru că el are niște rădăcini europene în el. În schimb, dacă ești recidivist, atenție, cazul Becali, care are două dosare penale pe rol, adică a fost condamnat definitiv în două dosare, asta deja înseamnă recidivă. Pentru ăia este mai aspru decât era până acum. Deci, Adrian Năstase are deja două condamnări definitive. Gigi Becali, în curând Dan Voiculescu, că îl pasc tot așa mai multe duse. Pentru ăștia este mai crunt decât, pe de exemplu, Adrian Năstase a bulit-o, pentru că el, prin intermediul escrocilor săi de avocați, a făcut cerere de, știi, comprimarea pedepsei, cum se cheamă, da? Are două sancțiuni și vrea să facă din ele, contopirea pedepsei o să numește, dar vrea să facă una singură din ele. E bine, în cazul el a făcut această cerere înainte de aplicarea noului cod penal, ceea ce e sigur că îl avantaja teoretic. Teoretic, putea să nu primească de la judecători îngăduința asta. E bine, noul cod penal nu-l mai avantajează. Și dimpotrivă, el riscă, de fapt, aproape sigur, mărirea pedepsei. De-aia acum s-a și dat o amânare de o lună, astăzi a fost termen în cazul Năstase. Justiția a amânat până pe 3 martie, deci de ziua lui Ion Iliescu. Și asta ce ironie. Să-ți mărească pedeapsa de ziua lui Ion Iliescu, bă, ție, Adrian Năstase.
Deci pe 3 martie este următorul termen, până atunci rămâne liniștit la despăduchiere sau poate chiar va intra și el în regimul firesc de detenție, are 4 ani nou dosar. Atenție, știți care e riscul mare la bombonel aici? Să facă 4 ani. Să nu mai iasă mai devreme și prin această contopire a pedepselor, Zambaccian cu trofeul calității să împuște 4 ani în continuare fără nicio problemă. Da? Deci pentru ăștia nu e. Pentru că tocmai acest cod penal care are niște norme, sigur el a mai fost un pic rectificat de oamenii lui Ponta, dar inițial ca idee el era făcut pe termeni europeni, nu era o găselniță românească. De asta a și fost acceptat de aia. Ideea este că așa e logica în justiție în secolul 21. La prima abatere să nu fie sancțiune foarte gravă, zic, în cazul în care n-ai făcut o crimă. A, e o evaziune de, nu, foarte importantă, e o găinărie dintre astea, te-a prins cu ceva, ai furat nu știu ce, ai luat o șpagă. Tu e deja la a doua faptă, acest nou cod penal este mai dur decât era până acum. Până acum nu era dur deloc. Era codul românesc. A doua faptă, uitați-vă la Adrian Năstase. Este la a doua condamnare. Mare brânză. Ce spune nou, sau ce spunea vechiul cod penal? A luat 4 ani în a doua, dar îi se scădeau în primul rând 8 luni. Pentru că făcuse din prima condamnare 8 luni, aici din potrivă, îi se adaugă alea 8 luni, deci nu îi se scad. Da? Și vârstă, boală, scris, regim de semidetenție, cert este că el din 4 ani făcea maximum 1 an și 8 luni. Ok? 1 an 6 luni, 1 an și 4 luni chiar, dacă era excepțional. Nu, acum face 4 ani, dacă a luat 4 ani, pentru că mai avea o condamnare. Deci astea sunt noutățile în acest cod penal. Este favorabil, de-aia au ieșit. 300 și ceva au ieșit, practic, din pușcărie în primul weekend de februarie. 122 au ieșit de tot. Vreo 176 și-au schimbat sistemul. Acum sunt în regimul ăla de școală de corecție, cum îi ziceai tu. Da? Nu mai sunt la pușcărie, au alt sistem. Da, muncesc, de le sar ochi, un fel de armată pe vremuri. Da? Muncă în folosul comunității, chestiuni de genul ăsta. Bun, ăștia sunt amărâții, oameni nesemnificativi, care înfundaseră pușcăriile, într-adevăr meritat, dar nu pe ceva ieșit din comun. Se mai întâmplă, în istoria justiției mondiale au fost foarte multe întoarceri de situație, amnistii de astea venite de nicăieri, grațierie, nu ți-i minte? Și la Ceaușescu era la fel, dădea Ceaușescu pe o grațiere, ieșau toți găinarii din pușcărie. Știm chestiunile astea. Dar nu trebuie să fi fost apropiați justiției. Se anunța, se scria și prin presă, grațiere, îi venea lui Ceaușescu la un moment dat. Așa, după aia intrau din nou pentru alte găinării, îi prindeau repede. Ăștia sunt doar avantajați, dar nu mari șmecheri, nu evazioniștii recidiviști, evazioniștii care furau produsul intern brut al României. Pe 10 ani îl furau în 2 luni. Nu aia. Pentru aia pușcăria va fi cel puțin pe hârtie. Să vedem cum va adopta și justiția, dar nu cred că poate să îi dea alte contururi acestui nou cod. Și pentru aia va fi chiar mai nasol. Și o să vedem asta cât de curând la cei care vor intra la pușcărie în nou regim. Deocamdată n-a intrat nimeni. Dar nu există nicio condamnare încă a unui greu în nou cod penal. Da, o să urmeze cât de curând, probabil deja în luna februarie. Întrebarea care se pune este următoarea. Văd că nici juriștii nu s-au pus de acord. Încă nu ne-am lămurit nici noi. Faptele, dacă au fost comise cu atât de mult timp în urmă, se pot prescrie indiferent dacă s-a terminat sau nu s-a terminat procesul? Sau faptul că procesul este încă în desfășurare? Nu. Depinde de fapte. Nu încadrează faptele în chestia asta cu... Depinde ce fapte sunt. Am spus, dacă ești la prima abatere, da, nu ești, nu mai ai niciun alt dosar, nu ești recidivist, ai o șansă. Acolo, aia sunt mai multe chichițe, sigur, alea sunt interpretabile în funcție de judecători și de avocați. Asta e prima condiție. Dacă nu, chiar dacă se aplică nou cod, s-am spus cum e cazul lui Bombonel, pe el nu-l avantajează absolut în niciun fel. Cu nimic nu-l avantajează. El, din potrivă, fiind deja la a doua condamnare și la el sunt fapte serioase acolo, nu e găinărie, da? N-a luat 300 de lei șpagă și un curcan. Acum a luat ăla auto. O sticlă de whisky era trecută, că acum trebuie să o dea înapoi. Da, nu, ăla, sigur, ăla tocmai a luat un an cu executare. Numai că mai are completul de
5, a fost la completul de 3, mai are ăla de 5. Dar putea ca auto Gheorghe Coman ăla, deputatul de Buzău, să scape. Pentru că la el nu-i mare șmecherie, dar la ăștia, mari infractori, nu. În mod normal, n-ar trebui să se schimbe nimic, chiar dacă procesul e încă în desfășurare. Contează ce fapte au comis. Deci ăsta așa este făcut el, nu cod penal la origini, este făcut ca tocmai mari infractori să o pățească rău. Iar ceilalți să li se mai acorde o șansă. Adică nu e mare nimic, te prinde pe tine acum că ai tras unuia un pumn pe stradă. Nu faci pușcărie. Dacă, să zicem, un nou cod penal ai fi făcut, în vechiul cod ai fi făcut, te lua cineva să făcea o plângere, intrai la pușcărie, în cazul ăsta aproape sigur nu faci. Că n-ai nimic, ai cazierul gol, nu ți s-a întâmplat niciodată nimic, cu chestiunile astea foarte mărunte nu vei intra la pușcărie. Prin urmare, întrebarea este cum s-ar traduce proverbul ăla cu cine fură azi un ou, mâine va fura un bou, în condițiile modificărilor aduse codului penal și codului de procedură penală, modificările aduse de ai noștri. Pe mine mă interesează dosarul transferurilor. Ce se întâmplă cu ăștia? Faptele se prescriu sau nu se prescriu pentru că procesul încă nu s-a terminat? Să ne lămurească și pe noi un jurist. Da, ce am spus, în primul rând de miercuri, când intră el cu adevărat în vigoare, și depinde de la caz la caz, funcție de infracțiuni. Unele se prescriu, altele nu. Asta e. Funcție de exact cât sunt de grave, în ce categorie se încadrează, e posibil să existe o marjă, adică să fie la latitudinea justiției, a judecătorului în sine. E posibil. Depinde de ce. Nu se prescrie nimic dacă ai omorât pe cineva. În principiu nu se prescrie nimic dacă ești un mega evazionist, da? Dacă ai deturnat, dacă ai făcut abuz. N-ar trebui să scapi cu asta, pentru că atunci dacă ai scăpa, înseamnă că suntem într-un stat care nu mai este de drept. Ok? N-ai cum să faci așa ceva în Uniunea Europeană. Deci trebuie să fim încrezători în chestiunea asta, pentru că dacă lucrurile nu vor fi așa, iarăși va veni de la Bruxelles, vine câte o doamnă dintre aia în România și ne pune la punct. Nu se mai poate. Da? Ăștia au încercat useliștii să-i salveze pe Borfaș acum, că de asta era discuția, încercând, de exemplu, să umble la câteva amendamente ale acestui nou cod, care era bun. L-a făcut în 2009. Era un cod care nu ne aparținea. Era după norme europene standard. Ăștia au încercat, ca să mai scape din baronii de astăzi, să mai ajusteze. Da, mai scoată. Acum nu știm încă exact ce au făcut, pentru că până miercuri încă el nu este omologat direct. Că ăștia au ieșit, v-am spus, ăștia erau cu infracțiuni nesemnificative, intraseră pentru nimicuri la pușcărie, furat o sticlă de ulei dintr-un magazin, da? Și pentru asta poți să faci pușcărie. Țin minte pe vechiul cod, ăla de pe vremea lui Ceaușescu, știi cât luai dacă furai o sticlă de ulei din magazin? Până la 5 ani de pușcărie făceai. Așa era codul penal atunci. Deci dacă judecătorul era al dracului, te putea încadra și, dacă te dea maximum, luai 5 ani de pușcărie. Da? Te duceai într-un magazin, dădeai o spargere. Făceai 5 ani de pușcărie. Deci nu, atenție, la chestiunile alea, legislația europeană este astăzi mult mai blândă. Așa cum și pedeapsa cu moartea a căzut, tot dinspre Europa venind, am fost obligați ca stat membru al UE să abolim chestiunea asta fără discuții. Nu era la latitudinea României, cum credea Corneliu Vadim Tudor sau mai știu eu cine. Așa se întâmplă și cu aceste pedepse. Cele ușoare sunt astăzi privite cu mai multă îngăduință. Între timp s-a încheiat și meciul României cu Ucraina, meciul de Cupa Davis, așa cum am anticipat de vineri. Am pierdut, am ajuns rău de tot și în sportul ăsta. Credeam pe vremea când Florin Segărceanu evolua în echipa de Cupa Davis a României că mai rău nu se poate. Florin Segărceanu, un băiat cu pile, cu relații, datorită tăticului a ajuns tenismen și tot datorită lui ajunsese să fie și să fie considerat tenismen de top la noi, deși talentul îi lipsea cu desăvârșire. În orice caz, nu era el nimerit să vină după Ilie Năstase și Ion Țiriac în prim planul tenisului masculin românesc. Iată că se poate. Înțelegem că domnul Hănescu iarăși a dat vina pe colegi și pe vreme și pe absolut orice. Este genul domn care întotdeauna găsește o scuză pentru înfrângere în loc să o accepte ca atare. Dar nu trebuie neapărat să-i sărim în cap. Nu au valoare.
tenismenii noștri, că da, sunt în clasamentul ATP de la locul locurile 3-400 în jos. Să nu vă așteptați din partea lor la mari performanțe. La fete stăm într-adevăr mult mai bine, la băieți nu putem emite pretenții. Franța, în schimb, a avut o săptămână fabuloasă, asta remarcau și ascultătorii. La rugby au reușit să învingă Anglia, la handbal știm cu toții ce s-a întâmplat. Deci a plouat cu... Și la tenis. Da, și la tenis. La tenis au bătut cu victorii pentru francezi. Juca cu mama soacră, au jucat cu balda lui Hewitt. Și Hewitt ăla, cât mai în primii 300 mondial. În fine, a fost numărul 1 mondial. Lui Tassi mi-a zis de Pat Cash. No, a fost, de atunci de la el a fost Leighton Hewitt, mare jucător. Un Agassi un pic mai mic. Era stilul lui Agassi, dar n-avea chiar geniul ăla. Agassi a fost un jucător genial. Este de istoria sportului. Leighton Hewitt nu intră în istoria sportului, dar a fost numărul 1 mondial în tenis. A un meci de 2 lei Franța-Australia, nesemnificativ. Urmează Franța-Germania. În schimb, la Nancy se va juca, s-a și stabilit deja. Nemții au bătut pe spanioli fără niciun fel de probleme, deși nu mai au nici ei echipă de aia cu Becker, cu Becker și, dacă îl mai ții tu minte, cu Stich. Așa, juca Becker cu Stich. Nu, acum joacă Kohlschreiber cu încă unul, nu știu. În mod normal, Franța n-ar trebui să aibă probleme cu ei, dar, în orice caz, unui neamțu, e valabilă chestiunea cu neamțu, nu numai la fotbal, ci și la tenis. Altfel, la rugby, a fost un meci bizar, l-am văzut și eu. Anglia a fost mai bună decât Franța, asta este clar. Dar nu e o surpriză, bineînțeles, francezii nu au o mare echipă de rugby, de mulți ani nu mai au o mare echipă de rugby. Englezii sunt solizi, sunt mai serioși, respectă mai mult jocul de rugby, astea sunt niște chestiuni clare. Chiar și comentatorii de la Dolce Sport i-au făcut junior pe francezi la un moment dat. Se grăbiseră însă, pentru că faza cu eseul din minutul 77 al lui Ficu a demonstrat că de fapt și englezii aveau niște lacune. Totuși, să pleci de departe, o fază care n-a anunțat nimic, pur și simplu au intrat ca în brânză. Au reușit să înscrie eseul la centrul terenului și i-au bătut pe englezi, deși în minutul 7-7 Anglia conducea cu 5 puncte. Franța a avut 16-3, după care Anglia a făcut 21-16, reușind 18 puncte la rând. Da, a fost o surpriză în orice caz. De obicei, că și spuneam noi, în rugby nu poți să-l bați pe celălalt cu noroc. E, uite că de data asta cred că a fost un pic și de noroc, adică Anglia merita să câștige și ar fi putut să o facă destul de ușor. Da, nu știu ce s-a întâmplat pe final, ori a fost presiunea aia prea puternică, ori nici ei nu sunt o echipă atât de coaptă. În orice caz, Franța nu are față de câștigătoare a turneului, adică să facă marele șlem, să... deși va juca tot acasă. Duminica viitoare cu Italia, a crescut mult Italia, să știi, mergi greu. Pentru francezi, italienii au pierdut dificil în Țara Galilor. Țara Galilor e deținătoarea trofeului. Cum normal, va rupe pe francezi cu bătaia, dar până atunci sunt meciuri interesante. Anglia, Scoția, Anglia, Țara Galilor, da? Irlanda, Țara Galilor, Irlanda a distrus Scoția în prima etapă. Sunt toate astea foarte interesante de văzut. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Între timp, Steaua a mai pierdut un meci amical cu Locomotiv Plovdiv, scor 2-1. Până acum, hai să spunem că rezultatele n-au contat, în fond, în perioada asta de pregătire, nu joci ca să câștigi puncte, cum ar fi spus și ar fi crezut Victor Pițurcă probabil, dar e îngrijorător totuși să te bată Locomotiv Plovdiv, indiferent de circunstanțe. Noi, slavă Domnului, sunt oamenii noștri, îi știm, i-am văzut jucând. În Bulgaria nu se joacă fotbal, absolut deloc. Nu mai au nicio legătură cu fotbal. Te și miri de unde o fi răsărit Berbatov. A fost un accident.
probabil. Bine, cum a fost așa și un accident și Stoichkov. Câte un jucător au mai aveau pe vremea Stoichkov, sigur că nu la nivelul lui, dar mai erau câțiva. A fost Lechkov, de exemplu, care era foarte bun. Au și portarul ăla, Mihailov, care nu era foarte rău, dar Bulgaria ce vrea, a fost semifinalistă de campionat mondial în 94. Noi tot vorbim de performanța noastră atunci cu Columbia, cu Argentina, dar Bulgaria a fost peste noi atunci. Și nu, au avut la un moment dat echipă. Mă, că cu Balakov, ține minte, era și el mare fotbalist, a scapă la Stuttgart ăla. Nu vorbim acum de câte unul așa. A ajuns Berbatov la Monaco. S-ar putea să debuteze duminică. Este Monaco-PSG. Da, e ultima șansă de revenire asupra lui Paris Saint-Germain, care are 5 puncte avans față de Monaco. Monaco are șanse, după părerea mea, minime să câștige meciul, fără Falcao, într-o atmosferă nu extraordinară, pentru că în ultima vreme Monaco a intrat în vria numită Ranieri, după părerea mea, nu mai au... Gata, s-a terminat. E mai mult ca sigur că vor obține locul al doilea, pentru că în spate e o hecatombă generală, nu, nicio echipă nu se regăsește. Dar locul 2, pentru achizițiile pe care le-au făcut, 60 de milioane i-a costat numai Falcao, e minimum. Adică sigur că nu e o mare înfrângere, pentru că îți scoți jumătate din pârleala asta cu Champions League, unde Monaco probabil că va încerca să iasă din grupe. Nu va fi simplu, pentru că ei vor fi în urna patra valorică, dar e posibil să iasă, dacă nimeresc o grupă cât de cât accesibilă, vor mai face întăriri și vara viitoare. O să vedem, da. Acum încă discutăm de campionat. Dacă îi bat pe PSG, goată, spun, au 10% șanse după mine, weekendul care urmează, duminică 9 februarie, atunci campionatul se joacă. Teoretic ar fi 2 puncte distanță între PSG și Monaco. Dacă nu vor câștiga și dacă rămân 5 puncte, Monaco nu mai are șanse să revină. Asta este clar. Deci titlul în Franța se va decide în etapa viitoare, 24-a. Monaco oricum este într-o formă mai slabă decât Paris Saint-Germain. 5 puncte deja la distanța asta, la nivelul ăsta, e foarte mult. Nu vor mai putea să revină. Dacă câștigă, atunci... Da, discutăm. Berbatov va putea să-și facă debutul la sfârșitul săptămânii. Asta pentru că Falcao iau tot sezonul. Lipsește și Cavani de la PSG și el accidental nu va juca. Se mai echilibrează oarecum. În schimb, Ana Maria Brânză continuă să ne aducă medalii. Dacă Hănescu o să ne tragă probabil în cine știe în ce grupă a tenisului, în subsol pe undeva, iar echipele noastre de fotbal știm cum evoluează. Pe la sporturile astea individuale mai câștigăm, mai ciupim câte ceva. Medalie de aur la Cupa Mondială de la Budapesta pentru Ana Maria Brânză. Să nu uităm nici pe favorita noastră, una dintre ele, Anastasia Pavliuchenkova, a câștigat turneul de la Paris. Cele din urmă, nu mai știu care a fost pronosticul nostru, sincer, dar în orice caz ne-am dorit să câștige una dintre jucătoare și nu unul dintre jucători. Din fericire, la Paris au cam... au fost câțiva băieți, dar au lipsit grei. La fratele Williams n-a fost acolo, tovarășul Ali n-a fost de găsit, așa că au avut drum liber fetele astea mai simpatice ale tenisului de câmp și Pavliuchenkova a câștigat finala. Un turneu cu premii nu foarte mari, 710.000 de euro, văd. Ăsta este nivelul. Mi-aduc aminte cum pornise Romanian Open. Ăsta patronat spiritual, poate că n-am înțeles foarte bine, de Ion Țiriac și Ilie Năstase. Dom'le, aveam niște premii. Porniserăm cu 1.200.000 de dolari. Ziceai că turneul de la București are o tradiție cel puțin 100 de ani. Și s-a ales praful. În cele din urmă, nu așa se face. Ca să creezi un turneu de ăsta și să-l ții în circuit, trebuie să-l construiești încet, cu răbdare, să te ocupi de promovarea lui, să reușești să atragi în fiecare an vedetele. Turneul de la Paris, după cum vedeți, nu are premii de peste 1.000.000 de euro, motiv pentru care nu l-ați văzut pe fratele Williams, probabil, care nu se dă jos din pat.
pentru mai puțin de un milion partea lui în finală, dacă ajunge acolo. Simona Halep a reușit, cu toate că a ieșit repede din cărți la Paris, a reușit totuși să se mențină pe locul 10 în clasamentul mondial. Sperăm să nu se mai împiedice cum s-a întâmplat la Paris, dacă mai ales că are de, trebuie să-și apere titlurile câștigate anul trecut. Este obligatoriu ca să-ți menții poziția. Asta e problema în tenisul de câmp. Ai câștigat un turneu, în următorul an trebuie să reușești să-ți aperi titlul, altfel pici în clasament. Nu-i deloc bine. Și așteptăm, bineînțeles, să înceapă Jocurile Olimpice de iarnă de la Sochi. Mai avem câteva zile și am văzut la televizor că Vladimir Putin a efectuat o deplasare. De fapt, a venit în inspecție, fulgerător, evident, neanunțat. A trecut pe acolo și, după cum arăta, nu știu rusa, dar după cum dădea din mână, mai ceva ca Neanicu pe vremuri, și cât de încruntat era, nu era deloc de bine. Nu, ce era înconjurat de o cohortă de băieți din comitetul de organizare, crunt să uita la fiecare dintre ei, ăia cu capetele plecate, simțeau apropierea morții. Se vedea în privirile lor. După care au fost nevoiți să recunoască, da, încă nu spuse la punct toate detaliile, mai avem totuși multe de făcut, nemulțumit, se pare, Putin. La un moment dat s-a uitat și spre cer un pic, cred că a tras o înjurătură, pentru că nici n-a nins suficient, am înțeles, la Sochi. Ei au adus un picuț de zăpadă, dar din păcate au greșit, se pare că de data asta au greșit și a căzut la noi mai multă și mai puțin la ei în nord. Nu-i nimic, tot cu această ocazie am aflat că au stocat vreo 500.000 de tone, cifra probabil că e exagerată, dar nu contează, de zăpadă în caz de. O aduc din Sibiu, cine știe, din Urali. O aduc cu trenurile, exact cum aducea Stalin tancurile pe Volga să lupte împotriva nemților, așa vor aduce ei zăpadă. Au ajuns și sportivii noștri acolo și vorba lui Zoltan Kelemen, patinatorul, nici nu mă așteptam să fim atât de mulți, a zis el, a recunoscut omul cu sinceritate. Păi nici noi. Noi ne așteptam să mai avem 24 de practicanți în total, practicanți ai sporturilor de iarnă în România, dar să mai avem 24 în delegația olimpică. Da, înțeleg că cu sprijin de afară, că de aici din țară nu aveți, cu bani de afară, cu echipamente împrumutate, ați reușit totuși să vă duceți până acolo. Eu aș zice, dacă nu mai primiți niciun fel de ajutor din partea federațiilor noastre, că nu mai are niciun rost să reprezentați România. Nu vă agitați de pomană, chiar dacă ați câștiga o medalie, tot nu v-ar aprecia nimeni pentru asta. Ați fi chemați o dată de două ori să se dea mari politicienii prin jurul vostru și atât. Faceți ce făceau halterofilii care ajunseseră să concureze pentru Australia. Dacă România nu vă ajută, nu vă sprijină, nu vă apreciază, de ce să vă încăpățânați voi să participați în numele României? Noi nu merităm să ajungem la Jocurile Olimpice pentru că nu tratăm în serios sportul, care a devenit și un business în ultimele decenii. Deci am avea toate motivele să-l luăm în serios. Deși se vorbește despre sport, că e cel mai bun ambasador peste hotare și marketing și ne face o reclamă extraordinară, tot nu investim în sport. Cei care au condus țara n-au încercat nici măcar să atragă sau să le permită federațiilor să atragă fonduri din alte părți, nu neapărat de la bugetul statului. Nici din punct de vedere legislativ n-a fost ajutată lumea sportului, așa că nu înțeleg, dragă Zoli, de ce vă mai chinuiți atâta să reprezentați România. Eu vă sfătuiesc să vă relaxați acolo, să încercați să vă distrați, să vă simțiți bine. E un eveniment important, foarte important în viața unui sportiv. Prezența la Jocurile Olimpice, intri într-o dată în parcul ăla olimpic, e un alt mediu. Sunt niște momente, niște clipe pe care poate nu le veți mai întâlni. Așa că relaxați-vă, stați liniștiți. Noi nu ne așteptăm la mare lucru pentru că nu putem avea pretenții în condițiile în care nu avem o bază. Nu avem, ne lipsește baza piramidei, nu avem o bază de selecție care să ne permită să visăm la
medalii. Încă 4 zile până la jocurile olimpice. Da, să spunem că TVR-ul nu va avea comentatori la fața locului. Este pentru prima oară când se întâmplă, deși România are reprezentată 24 de inși la aceste olimpiade. Am înțeles că avem ca obiectiv un loc 10, da? Într-o disciplină și să terminăm în primele 20 de națiuni. Asta este, până la urmă, planul sau ambiția delegației României la Olimpiada de iarnă. Infimă. Un loc 10 într-una dintre discipline, nu contează unde, și locul 20 pe națiuni. S-ar putea ca niciuna dintre cele două să nu se realizeze. Asta este clar, dar mai mult noi nu tânjim. Nu există comentator la fața locului, așa cum și noi spuneam, e o decizie logică, numai că vă reamintesc că la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă la Vancouver, în Canada, au fost 14 teveriști. Deși șansele de medalii erau tot la fel de mici, dacă nu chiar mai mici. Acolo era și fusul orar, da? Acolo era și deplasarea care se șoca pe ai noștri. Nu s-au îngrămădit teveriști, întrucât în Rusia nu e o miză. Sochi nu e o mare miză. Sigur că s-ar fi dus dacă ăsta era planul și îi trimitea cu zecile să se deplaseze acolo. S-ar fi dus, dar n-au insistat. Adică nu au intrat în greva foamei și a setei că nu fac Olimpiada de la Sochi. Am mai explicat, nu există nici Dorin Chioța, de exemplu, cât era el de ziarist, să mă rog, să pretindea jurnalist de sport, în cel mai slab redactor șef din istoria presei scrise din România. Am zis că se tot lăuda ca mare jurnalist acum când a murit Prosportul, tot scria editoriale, cât a fost el, cum a muncit, n-a muncit nicio secundă la ziarul ăla. Să zice acum de ăștia, de Lipovan, de Karamavrov, de Chioța a fost cel care a îngropat Prosportul în primul rând, de ăștia ce au venit după el, nesemnificativ. Se tot lăuda ca muncit, că nu știu cum, că... Așa era și el. Că era un campionat mondial de fotbal, de exemplu, la Plovdiv, nu se ducea. Prefera să plece cu nevastă sau în vacanță undeva în Egipt, da? Dacă era campionatul mondial de fotbal la Kingston în Jamaica, era primul. Deci să nu uităm că în România nu există cultul pentru competiție, pasiunea pentru sport. E, identic este și în TVR. Vă reamintesc că Șelaru și cu Hoban au fost în Australia atunci. Tu m-a contrazis Șelaru, mi-a trimis un SMS și mi-a scris că nu în Noua Zeelandă a fost, cum prost am zis noi, ci în Australia. S-au dus în Australia să comenteze campionatele mondiale de natație, dar ei s-au dus pentru polo, unde știți că România era calificată atunci. Bă, s-au dus până în Australia să comenteze la 4 dimineața meciuri de polo ale Naționalei României, care nu există în disciplina asta, practic. Că bun, participă, dar nu e o forță. România nu se bate pentru titlul olimpic la polo. Că dacă te-ai bate de ai fi Ungaria, Croația, Spania, mai știu eu cine, hai să zicem, trimiți niște comentatori că, băi, iei medalii olimpică de aur. Dă-i încolo, că l-ai plătit cu 10.000 de euro, dus întors biletele de avion lor a doi. Dar măcar e o medalie de aur, aia rămâne. Noi nu făceam figurații, evident, în turneul de polo. Deci ei s-au dus, vă reamintesc, dacă acele mondiale de natație, care includeau, bineînțeles, și polo, erau la Veliko Târnovo, deși Veliko Târnovo e încă un oraș frumos, nu? Trebuie să ne batem joc de el, nu știu, în Dobrogea bulgărească, poftim. Da, undeva la nord de Albena, acolo, între Albena și Vama Veche, nu se ducea nimeni, mă. Înțelegeți? Ei s-au dus pentru că le plăcea să se ducă, să bifeze Australia, să zică, băi, au fost în Australia. Da, tu n-ai fost. Și atunci... Deci, da, despre asta vorbim la TVR. Încă o dată și-au demonstrat micimea, pentru ei sportul n-are absolut nicio valoare. De fapt, în realitate, Olimpiada are aceeași însemnătate, că se desfășoară la Sochi sau la Vancouver. Nu este nicio diferență, tot jocuri olimpice sunt. Dar pentru oportuniști, pentru oameni care nu își fac meseria din plăcere, pentru oameni netalentați, nu există om de sport cu talent în TVR, sunt niște pripășiți pe acolo care au și rutina meseriei, da. De aici și până la a ști ceva despre ea, au niște idei preconcepute înfiorătoare cu toții, e o distanță uriașă, și au zis pas. Olimpiade de la Sochi, a problema cu viza, eu fi trimis TVR-ul să
rezolve viza pe cum propriu, te duci la ambasadă. A fost mai complicat de data asta. Păi sigur. În Canada încă se obține mai ușor, să știți, decât în Rusia. Bineînțeles, în Canada, chiar și în Canada anglofonă, nu e nicio problemă. Erau jocuri olimpice, a trimis TVR-ul un referat, le-au dat viza de pe o zi pe alta. E la ruși! E un pic mai complicat de fiecare dată, nu că nu se obține. Îți dau, bineînțeles, și acolo. Da, e mai complicat. Totuși, încă o dată spun, nu e o atracție. Nu e o atracție, nu interesează pe teveriști să meargă la Sochi. Deci vor transmite de acasă toate meciurile din studio și imediat cum va deveni o controversă pe ceva, să vor scuza că sunt în studio. Va fi cea mai bine păzită olimpiada de până acum, veți vedea asta. Măsurile de securitate, mi s-a spus, sunt fără precedent. Evident. Credem și noi. Practic toți angajații Serviciului Federal de Securitate din Rusia au făcut deplasare acolo. Nu va mișca nimeni. Și am înțeles că trebuia să le dai toate datele personale ca să ceri, ca să-ți acorde dreptul de a participa în calitate de turist, de pildă, sau de jurnalist, sau de ce vrei tu. Acolo îți verificau și adresa și numărul de telefon, tot. Nicăieri nu s-a întâmplat niciun eveniment. Într-adevăr, nu ține cu Vladimir Putin. Probabil că și din lene mă gândesc, cei de la TVR au ales să nu participe de această dată. Pe metri. Să fie pace, ca să nu fie război. Încet, încet se apropie și data la care vom afla cine va fi noul președinte al Federației Române de Fotbal. Cum Gica Popescu, bine zice Burleanu, se ascunde în continuare în spatele celor doi, Mircea Sandu și Adalbert Cașa, e proastă decizie. Cum de altfel au fost toate deciziile pe care le-a luat acest om în cariera lui. Te poți ascunde în spatele lui Adalbert Cașa, care nu știe nici măcar să vorbească. A avut câteva intervenții săptămâna trecută care ne-au lăsat cu gurile căscate. De pildă, Adalbert Cașa îi spunea că în mod normal n-ar fi trebuit să îndrăznească nimeni să candideze în fața lui Gică Popescu. Cu alte cuvinte, el le interzicea celorlalți dreptul ăsta de a participa la concurs. Mă rog, multe spunea. Cred că nici Nicolae Ceaușescu nu avea tipul ăsta de discurs pe care îl are Cașa. Între timp însă s-a vorbit și despre pregătirea profesională a candidaților. Și uite așa am aflat că Gică Popescu, de pildă, și-a luat diploma susținându-și lucrarea în fața unui examinator care era angajatul lui, de fapt, la școala de fotbal Gică Popescu, adică primea niște bani. Și așa și-a dat el examenele. Ăla era angajat, practic. Păi, să tot îți iei diplome așa plătite, multe s-au luat, foarte multe, în România, pe bani. Unii, el măcar... Trebuie să remarcăm asta, măcar a avut bunul simț să se prezinte în fața examinatorului, de obicei nu o făceau, mai ales fotbaliștii pe vremuri. Dar nu asta era important, dacă au sau nu au diplome, important era și este important să știm dacă sunt, pot fi capabili să conducă orba federația. Adică experiența lor profesională s-a materializat cumva în niște succesuri și nu în insuccesuri. În cazul lui Gică Popescu, eu cred că lucrurile sunt cât se poate de evidente. Practic, tot ce a încercat să facă, dacă a încercat el și nu a fost împins de la spate, s-a dus pe apa sâmbete. Și un om care n-a reușit să-și gestioneze propria școală de fotbal, afacerea lui, era interesul lui acolo, cum ar putea să conducă un conglomerat cum este Federația asta Română de Fotbal? Mă îndoiesc că se poate. Da, el continuă să trateze cu aceeași aroganță cu care își trata fanii pe vremuri, la fel se comportă și în campania asta, hai să-i spunem, electorală. Nu se coboară până într-atât încât să dea replica unui contracandidat, nu organizează niciun fel de conferință de presă, nu discută cu nimeni. Asta e alegerea lui, nu așa. Demonstrează încă o dată că nu se pricepe la treaba asta, nu așa se tratează o campanie pe care tu zici că vrei să o câștigi.
trebuie să te implici un picuț, să le explici oamenilor ce ai de gând să faci, ce vrei să schimbi, nu să vii cu un proiect scris așa pe colțul mesei, pe șervețel. Până la urmă nici n-am înțeles ce cuprinde proiectul ăsta lui Gică Popescu, în afară de Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea și Gică Hagi, care... Cristi Chivu. Da, care Gică Hagi ulterior a rectificat, spun, nu, dar eu nu o să fac parte din echipa lui. Păi cum, l-ai prezentat ca făcând parte din echipa ta, după care el spune, nu, nu... Hagi are chestiunea asta, deci cred că e o problemă la el de înțelegere. Gică Hagi, și dacă l-ar chema... ce să spun, Bill Gates în echipa lui de conducere și am spune, prietenul meu Gică Hagi, l-am admirat întotdeauna, un mare fotbalist, a fost cel mai mare fotbalist al planetei, sunt amicul lui personal, ne facem concediile împreună, mă duc cu el de Crăciun să vadă renii în Laponia cu copiii, cu astea tot, ne tragem de brăcinare. Vine Hagi și spune, am și-o legătură cu, sigur, suntem prieteni, sunt, cum zic, nu fac parte din echipa lui Bill Gates, dar vă onorează, dar nu fac parte. Cum am spus, nu fac parte. Am probleme mele și, cum zic, o să răspund, cum zic, în termin ce am de făcut. Știu mai bine ce am de făcut. Nu sunt în echipa lui. Deci el așa face. Contează că-i Gică Popescu, că-i taică-s-o, că-i maică-s-a, că el nu face parte. Da? Are orgoliu ăsta, probabil, sau nu înțelege ce se spune. Dacă tu tocmai îl prezinți, uite, omul meu, Gică Hagi, este alături de noastră, am ținut această conferință de presă tocmai ca să vi-l prezint, va fi mâna mea dreaptă, vom începe un mega proiect, domnul Hagi are responsabilități de pline, da, va face ce va vrea. Gică, câteva cuvinte? Ce zic, nu fac parte din această echipă? Deci el ăsta e. Nu face parte din echipa lui, cum nu face parte din echipa lui Gică Popescu, dacă ăla tocmai a spus că atul lui este Hagi și că îl vrea pe Hagi antrenor, că îl vrea pe Hagi Dumnezeu la echipa. Nu, Hagi nu face parte din proiectul lui. Genial, bineînțeles că face parte, dar el declară așa ca să, ce să facă, altfel de unde să facă Hagi parte, dar ce? El nu mai e nicăieri. Se ocupă de viitorul Constanța, o echipă aflată veșnic în zona retrogradării și în rest ce face? Nu face nimic. Cu ce îl deranjează că numele lui figurează pe lista lui Popescu, că nu pricep. Că după aia nu se va implica nimic și că nu va face nimic, că trebuie să te duci, să rogi. Poate că Gică Popescu nu l-a rugat chiar de 100 de ori. Vrei să fii, mă, selecționez? Azi, mă, sună-mă mai târziu. Hai că n-am vorbit mai încolo, Gică. Bă, vrei să fii, hai, te rog eu. Trebuie să-l rogi de 100 de ori ca să accepte, de parcă Național ar sta în prezența lui Hagi acolo. Da, asta ne-a lăsat și pe noi cu un mare semn de întrebare. Cum poți să te prezinți în fața oamenilor spunând că asta este echipa mea, când oamenii în echipa ta nu-s de acord să lucreze cu tine? Mai târziu. Nu pricepem. Să vedem, unii spun că șanse au și ceilalți candidați. Nu e neapărat Gică Popescu în pole position, că toți au parte de susținere într-un fel sau altul, toți ar avea pile, relații, cunoștințe, chiar și susținere financiară. Noi am fi fost tentați la început să spunem că Popescu va trece fluierând prin toată campania asta. Acum am văzut că au apărut unii care spun că nu-i chiar așa, nu-i va fi simplu. În orice caz, și-a făcut singur viața grea, pentru că nu știe să-și prezinte punctul de vedere, nu știe să argumenteze, nici măcar nu știe să mintă, cum fac de obicei oamenii care vor să ocupe funcții în țara asta. Se prezintă în fața electoratului și spun, vom face și vom drege și au numai idei minunate, ăsta nimic. Popescu, v-am spus, mie asta miroase a aroganță, aceeași aroganță. Mie n-are nevoie, pentru că are pe Mircea Sandu. Așa și imaginează el. Eu nu cred că el poate să piardă. Federația Română de Fotbal n-a avut alegeri libere niciodată. Oamenii au votat cu pumnul în gură. Da, acolo este dictatură. Este legea bunului plac. Da? N-ai cum să câștigi acolo dacă nu faci parte din sistem. De altfel ai auzit, numai departe de zilele trecute, Ginu Iorgulescu a propus, e adevărat, cam din topor așa, dar corect, demiterea lui Victor Pițurcă de la echipa națională. Mircea Sandu a reacționat, nu sunt de acord cu acest lucru. Victor Pițurcă trebuie să rămână, că este cel mai atemporal antrenor
pe care îl are Național și al doilea e Anghelio Dănescu, bineînțeles. Deci ăștia sunt exact ceea ce nu-i trebuie Naționalei României în momentul de față. Sunt doi Florin Halagiani, da, al căror timp a trecut. Da, ăștia sunt Pițurcă și cu Anghelio Dănescu. Nu reprezintă fotbalul de mâine, sau de poi mâine. Ei sunt fotbalul de alaltă ieri. Au nicio treabă cu ce se întâmplă astăzi. De altfel am văzut asta în preliminarii. Pițurcă a fost la mâna șansei cât a avut-o. Nu putea însoți șansa chiar peste tot toată viața. A mai ratat o calificare. Este în stare să o rateze și pe cea care vine. Nu-i nicio problemă. Am făcut noi socotelile acolo. E posibil să nu o prindă nici pe aia. Dar trebuie să-l lăsăm antrenor la echipa națională, că asta a fost înțelegerea lui Mircea Sandu, orgoliul lui Mircea Sandu, promisiunile lui. Și Mircea Sandu, fiind un om rigid, da, și care totul a făcut pe cumetrii toată viața lui, el este interesat de viitorul real al fotbalului românesc, pe care nu-l înțelege. Este un tip învechit, bătrân, de modă veche, și care nu pricepe ce se întâmplă astăzi în sportul ăsta. Și atunci îl lasă pe Pițurcă, da? E de bun simț ceea ce spune Iorgulescu. E de bun simț. Dom'le, dați-l afară pe Pițurcă, să începem cu ceva. Demiterea lui Victor Pițurcă nu are ce să caute acolo, după modul în care s-a prezentat Naționala în aceste preliminari, mai ales modul în care făcea selecția. Mai avea un pic și-l chema pe Naie Ungureanu, Victor Pițurcă. Nu se poate, mă, să-ți bați joc în halul ăsta. Cum să joci cu Cociș la Națională? Ia, mă, jucătorii de trei ori mai tineri și mai necunoscuți decât Cociș, dar măcar dă-le o șansă din campionatul nostru. Da, încă o dată spun, deși nu criteriul ăsta trebuie să te țină la Națională, că promovezi tineri, nu fie o tâmpenie fără margini. Promovezi tineri dacă ai de unde. Dacă nu, promovezi jucătorii care merită să joace din campionatul nostru sau din afară, dar nu era cazul lui Cociș sau a celor pe care îi aducea etapă de etapă Victor Pițurcă. De altfel, discutasem noi aici la un moment dat cu mai mulți realizatori de emisiuni situația lui Cheșeru, da? Chemat la echipa națională de Victor Pițurcă în meciul cu Andorra, primul său meci la națională pentru Cheșeru, care deschide scorul, după care nu mai joacă deloc în celelalte meciuri. Nu mai intră niciun meci. Care a fost rolul? El este înlocuit cu Andorra după ce marchează la scurt timp, în repriza a doua, și nu mai este chemat. Care este logica acestei convocări? Că n-am înțeles-o. A lui Victor Pițurcă. Este absolut lamentabil. Se vede că un om care n-avea nicio conduită, pentru el nu conta. Probabil că un gârgăune dintre ăsta s-o fie enervat pe ceva. Fie auzit pe ăla zicând ceva în ungurește, Dumnezeu știe în ce limbă. Nu înțeleg. Și așa face Victor Pițurcă selecție. Și din când în când îl mai cheamă pe Cociș. Nu se poate. Sigur că acest om trebuie să fie dat afară și să-și vadă de ale lui. Cu ce vă spălați pe cap? Cu oțet. Dar de ce? De mere. 11 metri, 100% natural. Da, și pentru admiratorii și adoratorii Rapidulețului, FC Rapid nu va mai juca în nocturnă în partea a doua a sezonului din Liga Secundă, din motive, cum vă puteți da seama, cât se poate de obiective. Probabil că tânjau fanii din clubul aristocratic Rapid la matineu. Ei așa jucau pe vremuri în Liga 2, la matineu. Mi se pare absurd în Liga 2 România să joace nocturnă, pe cine te crezi? Ei spun așa, că negocierile cu televiziunea și din acest motiv s-a luat această decizie ca Rapidul să nu mai evolueze nocturnă. Noi credem că altul este, de fapt, motivul. Și anume faptul că acea instalație de nocturnă consumă. După cum știți, curent are nevoie, ca orice alt dispozitiv are nevoie de o sursă de energie, iar energia se plătește. Ce să facem? Indiferent ce fel de motoraș ai ca să-ți producă necesarul de curent electric, ăla consumă ceva. Fie că iei curent de la marile companii, fie că îți pui generator, cineva trebuie să alimenteze acolo. De unde? Nu sunt bănuți. Investitorii Rapidului s-au dovedit a fi mai săraci decât suporterii de la Peluză. De ce Dumnezeu ori mai fi cumpărat
Clubul Rapid sau, mă rog, ce au cumpărat de la George Copos, două, trei hârtiuțe, dacă știau că nu pot să facă față financiar, asta e, se va întoarce George Copos, nu vă faceți griji, dacă Rapidul va promova și probabil că așa se va întoarce. Sigur, nici George Copos nu va achita facturile, dar știți că el avea talentul ăsta de a obține păsuiri. Întotdeauna, nu știu cum Dumnezeu era făcea... justiție. Dai un pic, în primul rând, el n-a prins justiția asta de acum. Nu, dar nu numai în justiție. Era, eu nu cunosc un alt, n-am auzit un alt exemplu de, nu știu cum să zic, om de afaceri care să obțină atâtea păsuiri din partea furnizorilor, de pildă. George Copos nu plătea niciodată. Toate astea nu îi se tăia curentul, de pildă. Nu îi se tăiau gazele, nu înțeleg cum de reușea să-i păcălească pe toți. Spune-o, deci a fost vicepremier. Perioada aia, de exemplu, era logic. Și vrei să vină aia controlul peste tine, el te amenința pe tine. Da? El avea de plătit o căruță de bani și te amenința el. No. A fost mereu bine plasat, a avut relații, știut. Relațiile alea nu știu cum le-a întreținut George Copos. El se ducea și dacă vedea că păi tu, tu-l, sigur, nu, dar nu la furnizor, că pe furnizorii șantaja, e simplu. Ce puteau să facă? Ei erau la mâna statului oricum. Da? Și el, statul era el în cazul respectiv. Și atunci te toca mărunt cu problemele lui. Eu nu știu cum avea el pile de reușea să-i prostească pe ăia de-l girau pe el de la stat, cum de-a ajuns el, de exemplu, vicepremier. Astea nu, aici nu e nicio logică. Un om care nu plătea nici măcar o masă. Da, când te duci cu premier. Da, te duci cu premierul, de exemplu. Ăla vrea să te anunțe că te numește vicepremier, da? Te duci cu șeful statului, te duci cu ministrul apărării, te duci cu ministrul de externe, duci, nu știu, stai undeva, dracu. Tu nu plă- e nici măcar acolo. Nu, îi făcea odată cinste ăluia să spune, uite, tot m-ați numit vicepremier. Deci, gata. Pe vremea aia, dacă avea o funcție de genul ăsta, erai inatacabil. Justiția nu putea să... Nici o treabă, n-avea nicăieri în țară. Și unde te duceai, făceai scandal cât voiai și nu te putea nimeni condamna. Deci te duceai în orice cârciumă și dădeai cu pumnul masă, dădeai masa ca în Far West, o trânteai, spărgeai pahare, le luai pe chelnerițe la rând, una după alta. N-a nimeni ce să-ți facă. Asta, de fapt, era bucuria oamenilor politici. Este în continuare. Ei, când se duc pe undeva, au aroganța asta a funcției, știind că nu li se poate întâmpla nimic. Acum, sigur, mai puțin. Pentru că au văzut că în ultima vreme, chiar ministru fiind, uite, exemplul Fenechiu, poate să fi condamnat. Ăla era în plin mandat când a fost luat, săltat. Și uite că acum e la Mititica, săracul, a luat 5 ani. Deci nu ne putem imagina cum un om atât de zgârcit a putut să-și întrețină așa relațiile. Este un caz unic în România și nu numai în România. Am mai spus asta, George Copos ar fi avut tupeul ăsta să încerce să-l înșele și pe Adolf Hitler, dacă ar fi stat cu el la masă. Era un om total lipsit de scrupule. Absolut. Fără niciun fel de inhibiții, George Copos. Deci, oricine, absolut oricine. Președintele Băncii Mondial, nu contează. În fața lui George Copos este o potențială victimă, o văcuță de muls. Și a reușit să mulgă toată viața. Asta înseamnă talent, bănuiesc. Putem să-i spunem talent. Există și oameni de tipul ăsta care te pot păcăli de 100 de ori. Că doar n-a avut de-a face numai cu proști. Adică s-a mai întâlnit și cu oameni de steapa lui, din tagma lui, obișnuit și aia să înșele. Cu toate astea el a câștigat. Aproape de fiecare dată. Da, de fiecare dată. Deci ăsta este George Copos. Nu degeaba spuneau chiar rapidiștii, că la George Copos intri cu ideile tale și ieși cu ideile lui. Și mai are o mare performanță, că deocamdată este liber. Deci el la câte înșelăciuni a făcut, la cât a mințit în viață, hai, dincolo de infracțiuni, câtă minciună a acumulat, trebuia să fie la pușcărie, frate, uite cum sunt alții, la răcorică lejer, da? Ba deja, nu știu, uite săracul Gigi, era cu gura mare peste tot, uite la Mititica, mare de stat, pentru el 2014 nici nu există în calendar, pușcărie cap-coadă. S-a dus, tăticule. Uite-l, bă, Copos. Copos e în libertate, mă. Vine Copos și plânge, face pe el. Îți dai seama dacă îl pui la pușcărie pe ăsta. Ăsta nu suportă. Mamă, ce o să spun acolo. Câte impozite am plătit?
Țara asta a fost ținută de mine. Am sacrificat cât am făcut pentru țara asta și uite, asta e răsplata. Bă, dacă ajunge în celulă, asta nu suportă detenția, după două săptămâni e gata. Eu știu, cred că îi va păcăli pe aia și ceilalți deținuți, practic, nu că vor împărți, îi vor da toate pachetele pe care le primeți lui George Copos. El nu va cheltui un ban niciodată, nici măcar în pușcărie. Asta da, dar să nu găsească... Va fuma țigările ălora, băutura lor o va bea, le va lua mâncare. Să nu găsească într-o zi pe unul acolo care să-i dea cu ceva în cap. Asta e, până la un punct. Dar până, bă, o fi venind unul și o fi zis, bă, tata, ai păcălit pe toți toată viața ta. Bă, dar uite, pe mine nu mă faci, mă. Eu sunt jup până aici, nu știu cât am, 20 de ani de pușcărie. Bă, mie mi se rupe, știi cum zic aia? Da. Bă, multă pușcărie și nu mai riscă nimic. Bă, îți dau cu ceva în cap, mă. Poate că ajunge să-l termine odată unul, să-l amenințe ăla, să, bă, dacă odată te mai prind cu nu știu ce. Nu știu, să vedem, să trăim clipa aia, pentru că el este și el implicat în, are câteva dosare. N-am mai auzit într-adevăr de Copos în ultima perioadă, aproape nimic, aproape nimic, nu se vorbește deloc de numele ăsta. Un spurcat extraordinar, da? Și uite că totuși este în libertate. Păi, ai, uite cum e plasa aia, uite, de un măsura arbitru ăla să vadă dacă nu e ruptă pe undeva. Așa e și în justiție. Sunt niște găuri, uite, sunt ca purii unui balon. Tu nu-i vezi cu ochii liberi, dar ei există. Aerul ăla iese pe undeva. Așa e și acum. Există niște ochiuri de-astea de plasă în toate năvoadele, în toate porțile. Poți să te sustragi. Există o categorie care întotdeauna va ieși în picioare. Unii care nu vor face niciodată pușcărie, care nu plătesc niciodată pentru nimic, categorie extrem de mică, dar din asta face parte George Copos. S-a dat gol deja. Da, la Dinamo Guangzhou e un meci amical la ora asta. Da, marca Dinamo în secunda 1. Practic fără adversar, că ăia nu s-au trezit încă, n-au intrat în meci. Na, că am văzut și un chinez totuși la Guangzhou, am avut senzația că-s numai brazilieni. Toți. Și nu cam o senzație așa e. Întrebam dacă au vreun chinez. Cu toate astea a reușit Dinamo. Păi, ăla ai văzut pe ăla, căsca la fundașul ăla. Cred că era fundașul stânga, nu știu ce era. Nu sunt încă treziți. Da, nu s-au trezit. A marcat Dinamo un Puchio gol în minutul 1. Urmează Marius Mitran la Sport Total FM. Să aveți o zi bună. Mai cuvine tu eu sunt găsiune eu sunt nanundana, ai eu hristină ce schino tu eu sa zil, juni eu sunt nane, le te gegu gotane lang gati. 11 metri, după noi potopul.